Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Ne vedem cu drag la emisiunea Realitatea Românească, discutând astăzi despre viitorul politicii românești, atât de abordat cu fel de fel de situații, în special în ceea ce privește conlucrarea și colaborarea dintre instituțiile fundamentale ale statului român, și aici mă refer la instituțiile președintelui României, guvernului și parlamentului. Dar situația care a generat din nou un conflict între Palatul Victoriei și Palatul Cotroceni a fost cel referitor la mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, în timpul vizitei pe care a desfășurat-o în Statele Unite ale Americii. Doamna prim-ministru Viorica Dăncilă a declarat în cadrul unei ceremonii că ea, în numele Guvernului României, a decis, împreună cu Guvernul, bineînțeles, să mute ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim. Însă, din punct de vedere constituțional, deși este un act administrativ, nu este un act de politică externă, mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim a suscitat foarte multe comentarii și, de ce nu, a avut și urmări negative în privința raporturilor de politică externă, chiar comercială, dintre România și alte state aparținând Orientului Mijlociu, și aici nu mă refer în mod expres la Iordania. Însă, din punct de vedere constituțional, lucrurile stau în felul următor. Președintele României, potrivit dispozițiilor constituționale, și aici mă refer la articolul 80, foarte important acest articol, pentru că sunt convins că în cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din acest an va fi foarte des reiterat de candidații la funcția de președinte al României. Deci, revin, președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. Funcția de reprezentant al statului român îi dă legitimitate în a acționa în ceea ce privește relațiile internaționale ale României în străinătate. Totodată, România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele lumii, relații de bună vecinătate, întemeiate de principiile și celelalte norme general admise ale dreptului internațional. Însă, articolul 80 al alineatul 2 dispune că președintele României exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate, și acest lucru îl face în funcția de garant al respectării Constituției. Veghează, practic, la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. Scop în care, așa cum a spus mai devreme, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. În ceea ce privesc atribuțiile în domeniul politicii externe, președintele României încheie tratate internaționale în numele României, negociate de guvern și pe care le supune spre ratificare Parlamentului într-un termen rezonabil. Înainte, până la modificarea din 2003, termenul era de 60 de zile. Totodată, președintele României acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României în străinătate și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Reprezentanții diplomatici ai altor state sunt acreditați pe lângă președintele României. Prin urmare, pe planul politicii externe, președintele României este reprezentantul statului român în relațiile internaționale. Guvernul, potrivit programului de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Atribuțiile în domeniul politicii externe ale Guvernului sunt exercitate în mod expres de Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Însă, să ne amintim, în 2011, dacă nu mă înșel, a fost o situație în privința reprezentării României la Consiliul European între domnul președinte de atunci, domnul Traian Băsescu, și primul ministru Victor Ponta,
S-a ajuns la Curtea Constituțională considerându-se că ne aflăm în fața unui conflict juridic de natură constituțională. Curtea Constituțională a pronunțat o decizie 668, dacă nu mă înșel, din 2012, în care a stabilit exact ce am spus eu mai devreme, că dispune Constituția, președintele României reprezintă statul român în relațiile internaționale, iar guvernul este cel care asigură prin ministerele vizate și pe care vi le-am amintit mai devreme, asigurarea politicii externe, ceea ce înseamnă realizarea acelor activități tehnice, și aici mă refer la negocierea tratatelor, și aici, dacă avem în vedere tratate, nu ne gândim decât la tratate economice, comerciale, avem în vedere și anumite acte administrative care nu reprezintă un act de politică externă. Însă, ecourile acelei situații de acum două săptămâni nu s-au stins. Să nu uităm însă că anul trecut, acum circa 7-8 luni, guvernul a adoptat în ședință de guvern un memorandum privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, semnat de miniștrii de atunci, însă nu a fost un act transpus în practică, deoarece până la urmă președintele României este cel care are competența, pe baza propunerii făcute de guvern prin Ministerul Afacerilor Externe, de a stabili o astfel de situație. Mai mult decât atât, față de această situație atipică din punct de vedere internațional, s-au stabilit că există diversi poli de putere care ne pun în situația de a se crea acest conflict instituțional între cele două instituții, generat de împrejurarea că guvernul ar urma politica trasată de Statele Unite și Israel, în timp ce președinția României merge pe competențele transmise de Uniunea Europeană și în mod implicit de Germania. Însă despre acest subiect o să discut și bineînțeles despre alte subiecte care au în vedere viitorul politicii românești, ținând cont că este an electoral. Pe data de 26 mai avem alegeri europarlamentare, urmate să vedem dacă da sau nu de un referendum privind justiția, și o să discutăm și aici despre ce este vorba, având în vedere declarațiile făcute azi de președintele României, iar la sfârșitul anului avem alegeri prezidențiale. Cu acest act prezentat de mine puțin mai devreme, privitor la politica externă și principalele probleme ale politicii interne în acest moment, vreau să mulțumesc și să spun că am plăcerea de a-l avea ca invitat în această seară, pentru prima dată la noi în platou, pe domnul Radu Cristescu. Bună seara, domnule Radu Cristescu, care este prim vicepreședinte al Partidului România Unită, un politician cu state vechi, foarte cunoscut prin activitatea deosebită și competentă în cadrul politicii românești. Bună seara încă o dată și pentru început aș vrea să ne spuneți, domnule Radu Cristescu, cum ați început dumneavoastră viața politică? Ce v-a determinat să intrați în viața politică? Pentru că am înțeles că politica pentru dumneavoastră este o activitate pe care o desfășurați din plăcere, din dorința de a contribui cumva la, eu știu, un alt fel de stat român decât ceea ce este în acest moment sau în cei 30 de ani aproape de democrație din 1989 până acum. Vă rog. Da, așa este. O fac din pasiune, din plăcere, încercând să schimb ceva. Așa am și intrat în politică, dar îți dai seama că nu reușești să schimbi nimic, absolut nimic. E greu. E greu și dacă încerci să faci ceva, îți dau ăștia în cap. În primul rând, vă mulțumesc. Bună seara și vă mulțumesc mult de tot pentru invitație. Am intrat în politică nu de foarte, foarte mulți ani, înființând un institut de sondare a opiniei publice, care se numea Expol, la Iași, după ce am terminat facultatea, adică după mai mulți ani după care am terminat facultatea și am fost antreprenor. Am înființat acest institut de sondare a opiniei publice și de consultanță politică. Niște tineri foarte, foarte buni sociologi din Iași, cadre didactice de la sociologie, studenți și foarte mulți tineri. Tot timpul am avut încredere și am mers pe mâna tinerilor. Cu școală. Cu speranța că voi schimba ceva. Cu speranța că voi schimba ceva.
E, făcând aceste sondaje de opinie, care le făceam din plăcere, din pasiune, a intrat și în consultanță politică. Firma a început să dea consultanță politică mai multor tineri, dar și bătrâni în politică, la alegerile parlamentare. Și stând eu așa și uitându-mă la tot ce se întâmplă în politica românească, mi-am dat seama de un anumit nivel, care din păcate este destul de jos, cu acest parlament care atunci pe vremea era de vreo 700 de oameni, dacă țin bine minte, 600-700, am zis că intru și eu în politică. Era scrutinul nominal și de asta s-a ajuns la un astfel de... Exact. Nu, cu toate că ați văzut că nu s-a ținut cont nici de parlamentul de 300, care era un lucru foarte bun. Dar nu s-a vrut nici aia, chiar dacă președintele Băsescu a insistat și insistă foarte mult în continuare, dar să nu uităm un singur lucru. Nu l-a pus în practică tocmai guvernul Boc. Avea puterea în parlament în momentul ăla, era guvernul Boc, era încă majoritate PNL. Trebuia modificată Constituția, știți de ce? Păi, bine, nu era mai da, erau ei la... Pentru că, haideți să vă spun, e mai greu, și o să vedem în partea a doua emisiunii, să transpui în practică ceea ce vrea acum președintele Iohannis prin acest referendum, decât atunci. Pentru că revizuirea Constituției este făcută de președinte, adică este unul din subiectele inițiativei, dar la propunerea guvernului. Atunci era un moment prielnic, pentru că guvernul era, așa cum a spus dumneavoastră, domnului Emil Boc. Exact. Și era putea guvernul... fi modificată Constituția. Bine. Și, bineînțeles, legile electorale. Pentru că privim norma de reprezentare. Știți de ce avem totuși atât de mulți? Pentru că potrivit legii electorale este un deputat ales la 73.000 de locuitori și un senator la 160.000. Da, atunci trebuia schimbată legea electorală. Da. Scuze pentru întrerupere, vă rog. În fine, revin, a spus o chestie, da. Că era guvernul lui Boc, era guvernul președintelui Băsescu, era guvernul premierului Boc, cu toate că îl stimez și apreciez pe Emil Boc ca și om politic, un om corect. În fine. M-am mutat la București, am venit la București, pot să spun că am folosit foarte puțin firma aceasta, pentru că era foarte greu de intrat și la partide și să faci sondaje, repet, adevărate. Adevărate, pentru că am avut și eu diverse propuneri. Nu faci ce îți cer oamenii. Dacă vine omul și spune, domnule, și mie 12-13% și nu vrei, să află în piață, nu pot oamenii manipula, în fine. E altă poveste. Și pot să spun că am fost unul dintre primii tehnocrați pe vremea respectivă. M-am angajat la Agenția Domeniului Statului. Am fost șef de cabinet al președintelui Giugea, care când a plecat ministru, când a plecat Berceanu, dacă țineți minte, s-a întors, a mers șefului de cabinet și când a plecat dânsul prefect la Dolj, nu pot să zic că m-a lăsat, m-a propus pe mine să preiau ADS-ul, l-am preluat, am fost președinte și la fel, o istorie mai veche, am plecat de acolo și am intrat în politică. În momentul când s-a înființat Partidul Mișcarea Populară, fiind un susținător și un fan la vremea aceea al președintelui Băsescu, în urma discuțiilor cu mai mulți oameni care au plecat din PDL, inclusiv cu Elena Udrea la vremea respectivă, am hotărât să intru și eu în PMP. Am început construcția în PMP. De acolo e altă poveste care nu are sens să o dezvolt acum. Sigur. După alegerile... Ați fost chiar vicepreședinte PMP. Am fost vicepreședinte și, PMP. Și secretar general sau nu știu, nu, de imagine. Nu, am fost vicepreședinte, am fost unul dintre comunicatorii partidului. Da, dumneavoastră de fapt ați ridicat atunci PMP-ul prin faptul că prin aparițiile televizate ați știut să puneți într-o lumină pozitivă și programul și calitatea oamenilor din Partidul Mișcarea Populară. Oameni tineri, oameni care nu prea fuseseră implicați în politică până atunci și totuși până la urmă să recunoaștem că PMP se identifică încă cu liderul Traian Băsescu. Încă. Chiar dacă... Este logic. Traian Băsescu, da, dacă va dispărea, va dispărea și PMP-ul, pentru corect, că nu este un lider care să-l conducă. Și chiar dacă este un băiat lăsat de Traian Băsescu numit, nu ales președintele, da, PMP-ului, partidul acesta și-a pierdut din personalitate. L-ați adus la 6-7% la un moment dat și acum 2%? Mai cam așa apare 2% dacă vorbim de sondajele corecte. Da, dacă sunt alea... Da. De lucru, comandat, de aruncat comandat pe piață, oamenii au și 20%, nu e o problemă. Și am intrat în această construcție, trebuia să candidez într-un județ din țară, m-a sunat președintele Băsescu într-o dimineață și mi-a zis, îți propun să vin spatele meu la Senat. Am plecat de pe un loc eligibil la momentul respectiv, pentru că
Încă o dată, la vremea respectivă, mi se părea o mare onoare să fiți patru Traian Băsescu. Sigur. Pe lista de Senat. N-a fost... de alegerile din 2016, din da? Din 2016, 2016, da. 2016, ok. E, Traian Băsescu a închis, într-adevăr, colegiul. Eu am avut ghinionul să pic pe mâna softului, acel soft care... un soft depășit. Atenție, e un soft din 1970. La ce ceva. Județ ați candidat? București? Sau... București, spatele președintelui Băsescu la Senat. Iar a făcut softul ce a făcut, cum a făcut, și au intrat oameni care au avut 300-600 de voturi. Da. De exemplu, în Maramureș avem doi senatori. Am avut PMP-ul doi senatori, iar în București, unu. Am avut județe cum e Covasna cu senator și deputat. Un soft depășit, dar văd că nimeni nu vrea să schimbe ceva. E un soft făcut pe principiul reprezentativității, un soft, în sfârșit, asta a fost soarta. Președintele Băsescu, la un moment dat, acum vreun an de zile, anunța că se retrage de la conducerea PMP-ului. Da, a fost acel, nu știu, congres și a fost la Palatul Parlamentului. Exact, am avut o discuție cu dânsul, mi-a spus că sunt în acel partid pentru el și nu pot să rămân într-un partid cu un conducător impus care mă reprezintă. Am plecat și uite că am ajuns la Partidul România Unită, vicepreședinte. Un partid naționalist care nu este extremist, atenție. Da, 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 foarte important de spus. Pentru că în România, vedeți că parcă nu ne mai regăsim noi românii. Adică trebuie să așteptăm să ne uităm. N-am nimic, Doamne ferește, dar acum e mai bine să te cheme Julien, Coset, cine știe ce nume, trebuie să ai un pedigree cu totul și cu totul altul decât cel din țară. Și am zis că este un moment să păstrăm unitatea acestei țări, suveranitatea acestei țări. Adică, totuși, noi am fost un popor cu personalitate, suntem un popor cu personalitate. Bun, mai nou văd că ne place să stăm în genunchi, dar asta nu înseamnă că nouă ne place să stăm în genunchi oamenilor. Anumitor conducători le place să stăm în genunchi și să ne uităm la Bruxelles ca la în alta poartă. Adică, în loc să ne uităm la niște parteneri cu care chiar putem negocia, ăia ne țin în genunchi, noi acceptăm, stăm cu capul plecat și nu mai avem fibră, nu mai avem identitate. De asta am ales să mă duc în acest partid naționalist alături de Bogdan Diaconu, a venit domnul general Dobrițoiu, Laura Vico, Ovidiu Zară, să încercăm să facem ceva. Am încercat pe această construcție cu Partidul România Mare în alianță pentru europarlamentare. Da, nu v-a aprobat, nu a acceptat. Nu ne-a aprobat, vedeți dumneavoastră, da. Domnul Sultan, nouă nu ne-a aprobat, că suntem români. Dar la USR, cu Cioloș, eu părerea mea că la BEC oamenii au fost corecți. Au spus pe bune. Da? Dom'le, nu se poate. E, la înalta curte, probabil că a sunat telefonul, mi-e greu să, bine, să, e greu să înțeleg. Adică pentru ei se poate. Da, e greu de stabilit dacă s-a întâmplat. Pentru români, pentru Partidul Naționalist, nu se poate. Cam astea sunt concluziile. Asta a fost drumul meu în politică. Sper că de aici să reușesc să fac ceva, dar vă spun sincer, e greu. Aproape adică imposibil. Sunteți pesimist că nu putem da, schimba, nu se pesimist. Poate schimba nimic? Da, sunt foarte pesimist când mă uit să văd, de fapt, cine candidează și cine din nou... Ce să... îi schimbi mentalitatea lui Tăriceanu? Niciodată. Îi schimbi mentalitatea lui Dragnea? Niciodată. Îi schimbi mentalitatea lui Sică Mandolină, Orban? Niciodată. Ce avem în momentul ăsta pe piață? Că stăm să ne uităm ce avem pe piață, pentru că lucrăm cu materialul clientului. Avem un PSD, da? Da. Nu mai are sens să discutăm de cormorani ăștia, pentru că pur și simplu nu mai are... Sigur, e mai, jos de atâta, mai jos de atâta nivelul da. Nu se poate duce da. Vorbind de guvern, de guvernare și de tot ce se întâmplă în momentul ăsta. Adică este o guvernare a semidocților, a sfertodocților. Da, lăsăm PSD-ul la o parte. De rest, numai de bine. Haideți să discutăm concret despre politică de concepții. Nu e adevărat că, până la urmă, persoanele sunt cele care formează o anumită idee, strategie și modalitate de exprimare a unui partid de concepții... sau coaliții. Dar totuși, în cei 29 de ani, poate că, nu pot să-i spun un câștig, stabilitatea integrității teritoriale e poate singura care până acum păi am reușit să o păstrăm. Mă iertați, domnul Sultan, e pericol. Eu sunt într-un partid naționalist, da? Da. Este un pericol. Am avut un discurs la lansarea candidaților și... Foarte mulți au zis că am ceva cu maghiari. Doamne ferește. Da, normal. Doamne ferește. Nu. Nu am absolut nimic cu maghiari, din contră. Am cu această organizație, UDMR se numește, care, vedeți dumneavoastră,
Dom'le, tot încearcă... Vă referiți la autonomie. Da, la autonomie, știți, da. Știți ce se întâmplă? Ei n-au nicio șansă. Știți de ce? Pentru că în Constituția României, la articolul 152, integritatea teritorială nu face obiect al revizuirii Constituției. De ei se zbat, ei practic se zbat degeaba. Pentru că nu au cum. Numai dacă nu poți modifica Constituția Doamne în privința ferește, integrității Doamne teritoriale. Ferește, Doamne ferește. Aici e greu. Doamne ferește. Ați văzut și susținerea care le vine la Bruxelles și susținerea cu premierul da, Orban. Da, vine pentru drepturile la Congresul DMR-ului oamenii au zis-o răspicat. Cel mai răspicat în ultimii 28 de ani. Dom'le, vrem ținutul secuiesc, da? Congresul PPMT-ului cu Popa Șapcă, cu Popa Tăcheș ăsta. Dom'le, la fel. Oamenii au început, să zicem, să devină obraznici, să ceară acest lucru. Consiliul Național al Discriminării spune în felul următor. Populația română din Harghita Covasna este discriminată. Este discriminată în masă. În condițiile în care, dom'le, nu există un teatru românesc, da? În Harghita Covasna. Nu există o librerie cu cărți românești, da? Adică, vorbind acum de ce spuneați dumneavoastră, de suveranitate și de integritate teritorială. E periculos. Și vedem că pentru un punct de voturi, că-i PSD, că-i PNL, sunt gata să le dea ce vor. Pentru că, uite, mereu ați văzut, din 90 este la masa bogaților. Tocmai de asta zic, viitorul politicii românești se va schimba vreodată în privința influenței pe care deputații și senatorii UDMR au în Parlament. Ia faceți dumneavoastră un exercițiu de imaginație și gândiți-vă că la anul, da? La lege parlamentare, da? USR plus Cioloș iau majoritate în Parlament. Ia gândiți-vă. Ne mai bagă în seamă? Pe noi mai comentăm ce... Niciodată. Nu. Prinde UDMR-ul curaj, pentru că e Bruxelles acolo. Adică, dom'le, dați-le oamenilor dreptul ăla. A fost teritoriul lor, a fost la Iugoslavia. Trebuie să găsim calea juridică. Țineți minte ce s-a întâmplat, cu fosta Iugoslavia? Da, da. Noi nu avem calea juridică, calea constituțională să putem să le dăm, pentru că integritatea teritorială nu face obiect al revizuirii Constituției. Numai, uite, de asta nu sunt, de asta sunt pesimist. Bun. Și sunt pesimist pentru că v-am spus, ne uităm, din păcate, a spus dumneavoastră, domnule, principii. Dom'le, stați un pic. Principiile le fac oamenii. Exact. Da? Bun, păi cine să le facă? Încă o dată. Am terminat cu PSD-ul, da? Da. Ne uităm și avem PNL-ul. Care e PNL, domnul Sultan? Cu Orban? Rușinea liberalilor. Păi, stați un pic. Nu noi l-am desemnat să fie președinte. Asta e, asta a fost politica lor. Păi, bun, au și alți oameni. Păi, noi vorbim de ce este pe politica, da. Noi vorbim de ce este pe piață în momentul ăsta. Ce faci? PNL-ul n-a mai avut lider și a trebuit să-l importe pe Rareș Bogdan să pună pe locul. Asta e o mare problemă a politicii. De fapt, nu pot să-i spun politicii. Avem foarte mulți oameni bine pregătiți, competenți, care, din păcate, stau în spate și nu au curajul de a ieși și a intra în viața politică. Nu că vă contrazic. Da, atenție, avem foarte mulți oameni pregătiți. Exact, avem. Exact ce spuneți dumneavoastră. Da. Dar, dacă ești pregătit, dacă te duce mintea, dacă vrei să faci ceva, în partid îți dau în cap șefii tăi. Dacă te văd nu altcineva. Da. Păi uitați-vă, de exemplu, la acest caragioslâc numit Guvernul României. Uitați-vă ce pregătire au oamenii. Deci dacă ai terminat ultima facultate din Becleam pe Someș, ești ministru. Nu se poate să numești tu ministru, nu se poate să numești ministru la sport, un om care a picat definitivatul la sport. Nu poți să faci chestia asta. Nu poți să numești, cu toate că vorbim de politică, nu poți să numești ministrul apărării. Da, care n-a făcut armata. Am care, domnule, drapelul a fost stropit cu sângele strămoșilor noștri, da? Așa este. Mai mult de atât, mergem cu nesimțire înainte, că atunci când îți prezintă armata onorul, tu să te uiți în telefon să-ți dai mesaje cu popota, să vadă dacă ți-a făcut ceafa de porc. Ar trebui schimba ceva în legea privind organizarea și funcționarea guvernului, ca la condițiile prin care să accepti un ministru sau secretar de stat să aibă pregătire în domeniul respectiv. Aici suntem deficitari. Da, știți care este trebuie căutate toate a câștigat alegerile. Da, corect. Ei își pun miniștrii. Nu contează că sunt analfabeți, că nu știu să scrie. Având parlamentul de partea lor, da, bun. Dar nu putem să mai jignim. Da, știți care, știți care este problema? Problema este că în partid, nu vedeți că mai crezi tineri deștepți, nu mai apar. Terminăm și cu PNL-ul, da? Am văzut. PNL-ul s-a terminat. Deci eu sincer, la PNL am cunoscut câțiva tineri parlamentari de, cum să spun, de perspectivă. Chiar am avut și în emisiune, da. Dar ca atenție, să poată să iasă în evident, sunt prea puține. Pauză și revenim. Am descoperit acest dispozitiv.
am descoperit torsărul. Apelați la el cu încredere pentru că glicemia mea s-a normalizat. Sunt convinsă că durerile articulare mi-au trecut datorită acestui dispozitiv și mai are o calitate importantă. Îți dă energie și forță atunci când crezi că ești epuizat. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și... Știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. În cursul anilor trecuți și ereditar, am avut probleme de ordin cardiac. Tensiune care mergea peste 16, extrasistole tahicardie, o stare depresivă accentuată și o stare de dereglaj de confort general. Medicamente care le-am luat recomandate chiar de psihiatru. Pentru starea de anxietate și pentru depresie, nu am simțit nici un reglaj. După ce am primit torserul, am simțit o evidentă scădere a tensiunii. La ora actuală, când vorbesc cu dumneavoastră, tensiunea mea este 13 și o mențin 13, 12, 13. Starea psihică este foarte bună, starea de anxietate a dispărut, am o stare generală bună. Toate astea eu le-am legat conștient de prezența torserului. M-a ajutat din moment ce eu până la a primit torserul nu am văzut aceste schimbări pozitive. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. Acum, adică n-am torserul, n-am mai fost la urgență niciodată. Am observat că am avut odată o durere la o măsea și l-am pus și mi-a trecut, să nu zic instantaneu, aproape în 10 minute mi-a trecut durerea de dinți. Despre medicină bioenergetică am o părere foarte bună. Cred că este cea mai sănătoasă pentru un om. Am revenit în studio, stimați telespectatori, după un scurt moment de publicitate. Viitorul politicii românești nu poate fi, știu eu, perceput fără a face o raportare la ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă în politica românească la momentul actual. Perspectivele politicii românești, așa cum spunea domnul Radu Cristescu, din punctul dânsului de vedere, sunt sumbre, nu este optimist în privința realizării unui nivel de trai decent pentru cetățenii români, o politică externă care să aibă ca rezultat o promovare a imaginii României și, eu știu, o perspectivă mai amplă în privința raporturilor pe care statul român să le aibă cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Și de aceea l-aș mai întreba, ce credeți că a generat totuși din prisma cetățenilor români absenteismul la vot și, doi, raporturile dumneavoastră cu diaspora? Pentru că aveți o relație, din câte cunosc eu, deosebit de bună cu românii din diaspora. În privința, în primul rând, a ideii, așa cum am spus eu mai devreme, de raport legat de absenteismul la vot. Totuși, în 2016... un absenteism fantastic la vot. Și uite unde a ajuns. Ce putem face? Da. Vedeți, ce putem face? Reprezentați acum un partid nou, un partid care promovează identitatea națională și totuși, dacă oamenii nu vin la vot, degeaba există riscul să nu putem scăpa niciodată din planul, din prim planul politicii românești de vechile partide. Domnul Sultan, oamenii nu vin la vot. Exact ceea ce vă spuneam mai înainte, pentru că mergi la vot și ce vezi? Vezi pe Dragnea cu cei din spate, pe care îi știi, îi vezi ce pot. Dom'le, îl vezi pe Orban cu liberalii în spate, pe care tu știi ce pot. Deci, până la urmă, votăm partidul și mai puțin atenție, oamenii. Lehamitea, Sila. Și atunci cauți varianta. Noi credem că putem vota să schimbăm. La un moment dat, după aceste două partide mari, ce apare? Apare un partid al statului, paralel al sistemului, numit USR. Un partid venit de nicăieri și pe mine nu mă poate păcăli nimeni.
Eu am participat la înființarea unui partid de la zero. Dacă nu ai organizații în sate, în comune, în sectoare, nu iei voturi. Eu am candidat sectorul 2, domnul Sultan. Acest partid inventat al lui Nicușor Dan și al lui Barna. Da, din Uniunea Salvați Bucureștiul, da. De Uniunea Salvați Bucureștiul este transformat în partid acest, politic. Această găselniță a da. Domnului Coldea. Și știți este de pe piață. Da, da, acum... Sunteți pe piață, da? Le știți da, pe piață, da? Da? Ca bun. Să spuneți că bun, ce să întâmplă? Eu candidez, da? Candidez la sector, da. Sectorul 2, da? Da. În toate sectoarele din București, USR-ul, USB-ul atunci, ia același număr de voturi, domnule. Deci toți au luat 20%. Nu vi se pare curios? Bun. Și mergem mai departe. Au văzut acest partid. Lumea s-a deșteptat între timp. Da, domnule, și ăștia? Sunt partidul securiștilor, care, în afară de circă în Parlament, vă spun sincer, n-au făcut nimic și dumneavoastră știți. Ce apare? Cioloș. Dar probabil că nici nu puteau. Domnul Sultan, apare Cioloș. Cioloș care a reprezentat guvernul zero. Zero. Zero realizări, zero absorbții fonduri europene. Nu, că ne puneam întrebarea, domnule, oare fac ceva ordonat de Bruxelles să nu dea fonduri europene, să pierdem fondurile europene? Stăm și ne gândim și acum. Apare Cioloș, da? Și atunci să te uiți, dom'le, cu cine votez? Dom'le, ce să votez? Că îi știu pe toți actorii. Mai apare cine mai apare? Mickey Mouse Ponta, da? Apare Ponta, care e tot un fel de PSD, revolt. Da, mă rog, să nu mai jignim. Că... Dar ce cu Mickey Mouse? Mă rog, eu, da. Bun, Pisoiul să... Ponta, e bine? Cum a zis președintele Băsescu. Da, mă rog, să nu mai le punem bun, așa. Apare Ponta. Da. Ce să-ți ofere Ponta? Ce poate să-ți ofere ție Ponta cu oameni veniți tot din PSD? Ce să-ți ofere? Te uiți, UDMR-ul de mult lume are 5%, dar nu vreau să mă duc pe subiectul ăsta. Și atunci oamenii ce zic? Păi, decât să le dau votul la ăștia, că nu sunt nici unii buni, nu mă duc la vot. De asta acest absenteism. Dar acest absenteism duce, uitați-vă unde. Să ieșim în stradă acum, nu e problemă. Ieșim în stradă, în loc să ieșim pentru că s-au scumpit gazele, s-a scumpit curentul, s-a scumpit motorina, bugetul n-a fost apărut târziu, da? Noi ieșim pentru justiție, că trebuie să ieșim că vor ea să dea ordonanțe, să scape da, nu știu cine. Deci nu ieșim pentru problemele noastre, pentru problemele noastre. Dovadă că nu interesează pe nimeni justiția în momentul ăsta, au fost 300 de persoane sau 400 de persoane în duminică, da? Bun, de aici acest absenteism. Până nu va apărea, dom'le, cineva care n-a apărut. Nici ca partid. Da, deci e nevoie dar, de un lider sau de un partid nou? E nevoie de un lider și un partid. Dar vă spun ceva, acest partid poate fi Partidul România Unită. Da, poate fi Partidul România Unită împreună cu Partidul România Mare împotrivă cu românii adevărați având în vedere că spuneați de relația cu diaspora. Da, chiar vă rog. Sunt 5 milioane de, de oameni afară, da? Acei oameni pe acei oameni trebuie să-i aduce acasă. E greu. Noi ne-am și gândit la o platformă prin care să îi susținem logistic, că material nu poți, pe românii din diaspora care vor să vină să candideze la consiliile locale din comunele lor, din orașele lor. Ei cu mentalitatea poate pot schimba ceva. Săracii când vin în comune apar ba PSD-iștii, ba PNL-iștii, ba să-i alunge, ba să îi explice că n-a făcut bine că a venit acasă, pentru că oamenii aia vin cu altă mentalitate, pot schimba ceva. Dar pe oamenii aia ce faci tu? Încerci să-i blochezi și la votul de afară. Uitați-vă și acum la europarlamentare câte secții o să fie la vot, puține. Veți vedea că iar se va găsi ceva să blochezi diaspora de afară, pentru că aia nu poți controla. Diaspora de afară nu poți controla. Da. Eu am, și am venit cu mine foarte mulți din diaspora, foarte mulți, Anglia, Spania, Italia, organizații mari de români de acolo, pentru că am înțeles că ei pot schimba ceva. Dar, încă o dată, vedem cine va fi, ce va fi. Ce e moment, oferta care e momentul ăsta este jenantă, îmi cer scuze. Da, pentru europarlamentare v-ați desemnat candidați? Da, pentru europarlamentare ne-am desemnat candidați. Deci candidați și la europarlamentare, dar pentru prezidențiale încă nu v-ați stabilit sigur candidate. Pentru prezidențiale încă nu, la europarlamentare avem. Inițial am plecat cu Sebastian Ghiță pe primul loc. Dar după ce Sebastian Ghiță și-a anunțat... Candidați la europarlamentare? I-au chemat familia la DNA, da. I-au transmis să nu candideze pentru că vor fi probleme. Candidați la europarlamentare? Nu, pentru că nu vreau să... Nu mă văd la Bruxelles. Eu vreau aici, vreau să mă lupt aici. Și o să candidați la anul pentru alegeri parlamentare, bănuiesc, nu? Totuși. Da, la parlamentare. Alegeri locale? Mai puțin deocamdată, nu? Sincer, nu mă văd în administrație, nu mă văd într-o primărie. Eu când am candidat la sectorul 2 și am fost pe locul 2 la consilierii generali, pe București. Am fost pe primul loc la Consiliul Local
la sectorul 2. Da. Mi s-a propus la momentul respectiv să fac alianță cu PSD-ul la sectorul 2 și să merg viceprimar. Nu mă văd nici viceprimar, iar dacă acum mi-ar spune cineva să mă duc să candidez că voi ieși primar într-un sector, nu m-aș duce. Nu-mi place. Nu politica asta îmi place. Îmi place politica, vreau să intru în Parlament, vreau să mă lupt pentru oameni, vreau să fac ceva pentru oameni. Nu voi putea. Nu, nu e, știți de ce? Pentru că e foarte greu atâta timp cât o lege se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei camere și dacă nu ai o majoritate parlamentară sau, eu știu, măcar să ai oameni care să fie patrioți, așa cum dumneavoastră încercați să faceți prin acest partid, și care să reprezinte intereselor celor care, pe care care l-au desemnat să fie reprezentat în Parlament. Nu-i mai interesează, ce, nu prea mai interesează. Nu-i mai interesează după ce s-au văzut cu saci în căruță. Da, e foarte adevărat. Chiar nu interesează decât votul. Votul și atât. Și apoi uită. Am fost în campanie. Da. De, știți cum e? E atât de greu să vorbești cu oamenii pentru că sunt sătui de minciuni. Sunt sătui. Au venit și au mințit toți. Dar văd că le place. Ăștia vin și mint în continuare. Mă uit la tot ce spun. Inclusiv, mă uitam acum, vineam ieri de la Constanța și mă uitam, zice PSD-ul pe un afiș de la mare, mai multe fonduri europene pentru români. Păi băi, prietene, tu nu ești în stare să le atragi. Tu nu ești în stare. Îi minți pe acești oameni în continuare. PNL-ul vine cu tot felul de halucinații. USR-ul la fel. Dom'le, ce să vot, ce să creadă oamenii? Ce și să mai cum vedem viitorul politicii dacă... Viitorul politicii nu mai depinde de oameni. Putem să le spunem oamenilor că... Nu mai depinde. Suntem pesimiști da, la acest lucru. Da, suntem pesimiști pentru că vedeți dumneavoastră... Vă dați seama că dacă dumneavoastră le spuneți asta, atunci cetățenii nu să mai aibă nicio formă încredere în politică. Pot să le spun că eu sunt pesimist, pot să spun că pot fi optimist dacă ne gândim să votăm un partid românesc, un partid naționalist, Partidul România Unită, care sunt convins și cunosc pe oamenii din care este format, va încerca să facă ceva pentru oameni. Asta bun, pot să spun. Ce le puteți oferi oamenilor asta... în plus față de ce s-a întâmplat în cei 29 de asta ani? Pot să spun. Ce poate face dar Partidul României Unită în plus? Oamenii trebuie să știu că știu că v-ați pregătit o programă, aveți alte perspective din punct de vedere al realizării relațiilor, nu mă vreau mai politică. Imediat vă spun, așa este, dar vreau să spun că, bun, sunt pesimist. Putem împreună. De mult, puterea în România nu mai pleacă pe voturi, pleacă pe manipulare. Pur și simplu pe manipulare. Da. Și aici că e emoțională. Numai. Da. Că mai apasă cineva pe butonul de nu știu și rețelele de socializare o influență fantastică în privința manipulării. Așa este. Ce vreau să ofer? Ce vreau să ofer Partidul vă rog, România? Vă spun un singur lucru. Foarte simplu. Dom'le, de ce e acest dublu standard între Uniunea Europeană și țările bogate din Uniunea Europeană și noi românii? Dom'le, de ce conserva de carne din Germania e una? Conserva de carne curată din Germania aici e una. De ce detergentul în Germania, în Franța, în Italia este altceva? Detergentul a lor, pentru că noi nu mai avem. Nu mai avem producție, nu mai avem fabrici. De ce mâncarea e la dublu standard și își bat joc de noi? Pentru că citiți și dumneavoastră. S-au retras pește, s-au retras icre, s-au retras alea. Își bat joc de noi, suntem groapa de gunoi. Da, acest dublu standard. Hectarul are... Bun, din punct de vedere economic. Domnul Sultan, hectarul are 10.000 aici și în Germania, da? Așa este. Da, subvenții egale. Costă de, da. Domnul Sultan, subvenții egale, da? Da, așa e. Bun, hai să pornim de aici. Noi ce facem? După 5 porci, acum iese daia, trebuie să-ți omori porcii. Că statul te lasă să crești 5 porci, da? Bine, alea au fost stabilite tot din normele de Uniunii Europene, care sunt directivele Uniunii Europene. Acum care... sper să nu ne decimeze să apară ceva, o boală la oi, că vine Paștele, să trebuiască să luăm oi de prin, de prin Polonia. Directivele Uniunii Europene au prioritate. Ce așa se face? Este. Atât când a semnat tratatul Uniunii Europene, nu putem bun, da înapoi. Dar atunci respectă-ne și pe noi ca țară, da? Avem altă șansă decât să fim membru al Uniunii Europene nu, în acest moment? Așa este și aici aveți dreptate. Și spuneați dumneavoastră de mutarea ambasadei, da? Da. Dom'le, eu ambasadă. Trebuie găsit un consens. Un act administrativ, bun, nu un act de politică externă. Noi suntem în Uniunea Europeană, da? Da. Bruxelles e aproape. Da. Noi depindem de Bruxelles. Sigur. Bun, atunci trebuie văzut până la urmă ce înseamnă... O cale de mijloc. Ce înseamnă, până la urmă, contribuția sau cu ce ajută Israelul, România și cât de mult este implicat, în afară de un mall, capital israelian în România. Israelian. Și atunci, normal că trebuie un consens. Dar dacă doamna Viorica merge la New York, frumos discursul, au aplaudat-o. Normal că au aplaudat-o, că 90% erau israelieni în sală, pentru că era da, lor le-a convenit ideea pe care a promovat-o. Așa este. Dar vă mai întreb ceva. Președintele României, da? Că e acat administrativ, că face politica externă. Dar
De ce n-ai numit un ambasador 2 ani de zile în Israel? De ce România stă fără un ambasador în Israel de 2 ani de zile, în condițiile în care Israelul este o țară foarte importantă și relațiile între România și Israel sunt foarte importante? De ce blochezi numirea unui ambasador? Sunt multe întrebări depuse aici. Da, sunt multe întrebări, pentru că vis-a-vis de numirea ambasadorului, așa cum am spus eu, articolul 91 alineatul 2, președintele României este cel care numește și acreditează reprezentanții diplomatici ai României în străinătate, dar la propunerea Ministerului de Externe, cu avizul Comisiei pentru Politică Externă. Mă îndoiesc că n-au existat propuneri. Însă președintele României nu are președinte. Deci România nu are președinte. Bine, e și greu. Știi ce se întâmplă? Eu am explicat altădată atribuțiile președintelui. Domnul Iohannis a ieșit și a zis, domne, vreau să termin cu scandalul care îl face Băsescu cu... că am trăit numai în scandal. Păi, nu e scandalul mai mare acum? Nu vi se pare că e mai mare scandalul? Între Iohannis și PSD. Sigur. Sigur. Ce sunt în momentul ăsta în clasa politică? Știți de ce? Eu am mai spus și n-aveți cum să nu fiți de acord cu mine. Niciodată Curtea Constituțională n-a fost atât de solicitată ca în acest mandat al... Nu, din 2016 încoace, pot să spun. Din 2017. Orice la Curtea Constituțională. Da, orice la Curte. Orice problemă. Curtea, pentru că fiind unica autoritate de jurisdicție constituțională, deciziile ei sunt obligatorii și nu pot să dai înapoi. Am venit cu multă plăcere în emisiunea dumneavoastră și vreau să vă spun un singur lucru, că am văzut că un pic discursul meu sau tonul meu mai apăsat vă deranjează și tot îmi atrageți atenția. Dom'le, lăsați politicienii să spună ce au de spus. Să vorbească bărbătește în ochii românului. Și hai să lăsăm acel politically corect, să ne luăm scamele. Eu am fost cam 3 ani, 4 ani la televiziune din România. Inclusiv când PMP-ul era căzut și Traian Băsescu era căzut, m-am luptat, mi-a făcut o grămadă de dușmani. Dar știți de ce am putut să fac ce am făcut? Pentru că n-am furat cu ei, domnul. Da, am înțeles. N-am furat cu ei și mi-am permis să-i spun că ăla este cum este, ăla este cum este. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Lăsați politicienii să spună ce au de spus. Respicat. Pentru că dacă începe să spunem, nu, domne, ăla e blând, ăla e... Nu, domne, sunt personaje toxice în politica din România pe care nu interesează cetățeanul, românul, omul, copilul. Păi mai bine trăiești în pușcărie decât... Nu, eu zic vis-a-vis de jignii, porecle, acuze care nu le putem susține pe bază de probe. În orice țară din lume, aceste porecle, aceste acuze există. Iar eu, dacă acuz, vă aduc și probe. Deocamdată n-au acuzat pe nimeni. Da, deocamdată n-ați acuzat pe nimeni. Și nu cred că dacă spun că ministrul tineretului și sportului nu și-a luat definitivatul... Aici nu, asta e o realitate. Păi este o realitate și când îi numesc în principiu pe unii hiene care nu se mai satură, ca să nu dau nume, sunt pe lista PNL-ului vreo 4. În afară că sunt plini de bani, mai vor încă 15.000 de euro de la Bruxelles. Lasă oamenii tineri, domnule, să meargă să te reprezinte acolo. Nu-ți rupe tu limba, Vasile Blaga, că vorbim de engleză acolo. Lasă un băiat tânăr, care a dat o facultate, să meargă să reprezinte, să facă ceva acolo. Nu, mergem tot noi, tot gașca Dar noastră. Dar știți care mai e problema vis-a-vis de mandatul de europarlamentar? Nici nu explică oamenilor, votanților, ce pot să facă ei pentru România. Dacă întrebați pe cineva, nu pot să facă nimic. Nu pot să facă nimic. Bun. Decât poate eventual să voteze împotriva României sau să ajungem ca la Bruxelles să devină, cum să spun eu, acel mediu în care să ne războim din punct de vedere politic în funcție de culoarea politică. Noi am avut comisar european pe agricultură, pe domnul Julien Cioloș, domnule. N-a făcut absolut nimic pentru România, a reprezentat interesele cu totul și cu totul altora. Da, da. Cine a putut să facă până acum? Păi zic, în funcția de comisar european? Da, poți să faci. Puteau, dar n-au făcut. Trebuie să vrei. Dar dacă te cheamă un grup de lobby, că noi avem legea lobby-ului și îți explică ție, lasă intre pesta porcină în România, că sunt porci foarte mulți, să mâncăm porci de afară. Totul interes economic. Da? Eu m-aș bucura să fie desecretizate stenogramele guvernului, să vedeți cam de când a fost informat guvernul României că se va face acest joc cu pesta porcină, care ați văzut ce s-a întâmplat, da? Sigur că a decimat la greu la noi. Acum sper, v-am spus, vin Paștele să nu se întâmple cu oile ceva, ca să mâncăm miel polonez sau german sau ostaș. Încă ceva. Da, vă rog. Vreau să știți că 80% din taxele plătite la bugetul statului, impozitul pe profit, mai exact, sunt plătite de firme cu capital românesc? Da, știm asta. Știm, firmele capital străin. Tăcem. Dacă mama mea sau dumneavoastră sau noi doi avem o firmă mică în pădurea de vis-a-vis și tăiem niște bușteni și vine și ne filmează lumea că noi furăm buștenii, mergem amândoi la pușcărie? Sigur că da. Când i-a format pe aia de la Schweighofer. Nu s-a întâmplat nimic, da, am înțeles. E, ce facem, domnul Sultan? Aici la fel trebuie. Păi lăsați atunci politicienii să dea cu ei de pământ. Lăsați-i să se exprime, nu jignim, acuzăm cu probe. Da, haideți să spunem lucruri pe nume, că dacă tot ne ascundem și spunem hai să vorbim frumos,
Ce să vorbești frumos? Cu cine să vorbești frumos? Așa este. V-ați gândit în, ca Partidul României Unite să aibă în vedere schimbarea și a legislației electorale, a regulamentelor camerelor, dacă, bineînțeles, veți fi cei care veți deține majoritatea în Parlament și aici mă refer la anul 2020. Vă gândiți în perspectivă și la problema asta, pentru că și legislația nu este atât de, cum să spun eu, bună ca să poată transpune în practică anumite decizii în favoarea cetățenilor români. Și aici o mare problemă. Plus modificările legislative atât de dese. Nu avem o stabilitate juridică. Fiecare partid vine și schimbă și nu știu ce. V-ați gândit și la... Aveți, bănuiesc că aveți oameni competenți care s-au gândit că totuși o armonizare a legislației interne, nu cu cea internațională neapărat, deși e și asta o realitate potrivit a ceea ce ne impune Uniunea Europeană prin directivele Uniunii Europene, totuși, noi pe plan intern suferim. Iată că ajungem la Comisia de la Veneția și fel de fel de alte situații în care România e criticată de la A la Z. Ce s-ar fi întâmplat, vă întreb, dacă nu ar fost aceste mecanisme de cooperare și verificare față de ceea ce se întâmplă pe plan intern și am fi fost noi singuri stăpâni să decidem din punct de vedere al acestor aplicări. Atenție, nu te oprește nimeni să nu hotărăști tu. Da, sigur că nu. Nu te oprește nimeni sigur. Să nu-ți faci tu politica interne și legile tale. Dacă noi suntem obișnuiți și datorită acestui conflict, de exemplu, Comisia de la Veneția spune foarte clar, nu faci referendum când sunt alegeri, da? Da. Spune clar. Da. Bun, este consultativ ce spun ei. Da, este consultativ. Sunt dar toți avize. Fugim după Comisia de la Veneția să mergem să-i întrebăm, nu ne faci legile tale, pune concordanță, da? Haosul ăsta creat cu legile justiției. Da. Ordonanța 13. Da. Dom'le, Ordonanța 13. Ați venit la putere PSD? Băi, dă-o într-o noapte și ai terminat cu bâlciul ăsta, uite, noi de 2 ani de zile ne certăm pe legi. Alea, în condițiile în care, domnule, și Curtea Constituțională, vorbim de codul penal, de codul de procedură penală, și Curtea Constituțională spune că sunt peste 70 de articole declarate neconstituționale. Lumea nu înțelege, confundă codul penal cu codul de procedură penală, cu legile justiției, totul este un haos bine dirijat. Bine dirijat. Domnule, hai să punem asta la punct. Vrei să dai o grațiere? Dă amnistia fiscală, domnule. Dă-o, fă ceva. Faci de 2 ani de zile acest bâlci cu Ordonanța 13, în care pur și simplu întrezi lumea. Dumnezeu, scapă Dragnea, nu scapă Dragnea. Hai, Dumnezeu, să trecem. Da, e legătură, dar știți ce se întâmplă? Încă de timpul lui Ponta, să știți, că se pregătea și a avut spre aprobare o lege privind amnistia și grațierea colectivă. Și atunci guvernul a spus, nu, nu-i momentul, nu știu, dar exista inițiator chiar domnul Păun, era, nu mai știu. Eu vorbesc de vechea legislatură. Deci exista așa ceva. Bine, acum momentul ales, așa cum a spus și dumneavoastră, a fost foarte prost. Domnule, imediat cum vin la guvernare și, pac, adopt o ordonanță de urgență, ordonanță 13, puteam să fac și o consultare publică și mai bine. Atunci dă-o, dacă tot vrei să o dai. Corect. Asumă-ți, pentru că e dreptul guvernului de a emite ordonanțe. Gândiți-vă cam câte minți luminate au fost în guvernul Grindeanu, cu Iordache în frunte, care, domne, au băgat acea tâmpenie cu intră în vigoare în 10 zile. Că dacă eu dădeam atunci noaptea, intra în vigoare și terminam cu bâlciul ăsta și poate ne vedeam de guvernare. Poate ne vedeam de ce au nevoie românii. Poate ne gândeam că în pușcărie se dau mai mulți bani pe hrană decât în spitale. Exact. Dom'le, exact. Costă lucruri... Întreținerea unui deținut în penitenciar costă foarte mult statul român. Aceste lucruri costă. Și sunt lucruri, spuneați ce face Partidul România Unită. Dacă Partidul România Unită ia 51%, va face. Dacă intri într-o alianță cu acești mari oameni politici care... Întrebarea mai e simplă acum. De 30 de ani. Am încredere în dumneavoastră, eu personal. Întrebarea mea către dumneavoastră, în ceilalți membri cu funcții de conducere ai Partidului România Unită, aveți încredere că atunci când veți obține, și vă doresc succes să obțineți 51%, vor mai păstra aceeași linie pe care astăzi o au în vedere? Da, și vă spun sigur, de ce. Toți, sigur, și vă spun de ce. Toți, fără nicio excepție. Adică știți bine cum e pădure fără ființa umană. Pădure fără uscături nu există, dar m-am uitat la ei foarte atent. Credeți-mă. Păi, uitând, numai prin a vă uita. Nu, m-am uitat la ei, am discutat cu foarte mult. Știți, care, oameni simpli. Români adevărați, români simpli, care vor să facă ceva și vin de acolo de unde trebuie. Nu vin nici de pe la fundații, nu vin nici de pe la Bruxelles. Sunt oameni care vin din țară. Sunt oameni care
Simt românește. E foarte ideea simplu. Asta este, să atrageți în acest simt partid românești. Oameni care poate au fost prea puțin implicați în politică până acum și care sunt bine pregătiți din punct de vedere profesional pe anumite domenii, vin cu idei prin care modificați legislația din anumite puncte de vedere și va fi mult mai ușor. Pentru că aici e o mare problemă. Chiar dacă vine cineva competent la USR, de la PMP, că ați avut în Parlament și aveți, cât ați fost dumneavoastră în PMP, după aceea de la PNL și așa mai departe. Dar dacă ei vin cu un proiect de lege sau o propunere legislativă și ea zace acolo pentru că nu este introdusă pe ordinea zi, fiindcă nu vor cei care dețin majoritatea, nu se întâmplă nimic. Pentru că ei pierd ca la imagine că, uite, domne, ce am putut promova noi și ce am făcut bine pentru România și ei care sunt la putere nu fac asta, decât dau înapoi. E, gândiți-vă când aveți 51% sau probabil într-o coaliție cu cineva dacă veți ajunge la guvernare, dacă această echipă pe care mizați acum își păstrează aceeași linie. Foarte important. Pentru că de unul singur dumneavoastră a spus, nu puteți să faceți de unul singur ce v-ați propus. Adică trebuie, dar în acel moment, dacă ei deraiază de la linia asta pe care o aveți acum, se va întâmpla să fie și Partidul României Unite la fel, o decepție, cum a fost și PMP-ul la un moment dat, cum e și USR-ul, exact cum a spus, nu fac decât cerc, și așa mai departe. Trebuie gândit. Să vorbesc de PMP acum. Sigur, nu e cazul, nu. E un subiect închis. Nu discutăm de PMP. Au înșelat și așteptările votanților, asta se știe și ați văzut că nu s-a întâmplat absolut nimic și chiar nu au făcut nimic. Numai că vă întrerup pentru un scurt moment de publicitate și revenim pentru ultima parte a emisiunii. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii, stimați telespectatori, discuții foarte interesante și pot să spun de actualitate, dar să privim și perspectiva politicii românești cu ochii, zic eu, destul de optimiști, deși invitatul meu din această seară este extrem de pesimist în condițiile actuale ale politicii românești. Și așa cum v-am spus la începutul emisiunii, în ultima parte vom discuta în mod expres despre declarația de presă a președintelui României de astăzi. Președintele României, în virtutea dispozițiilor constituționale, a spus că se va adresa Parlamentului în legătură cu propunerea de a adresa o întrebare cetățenilor cu ocazia referendumului din data de 26 mai, cu o problemă legată, bineînțeles, de legile justiției. E foarte delicată situația în care va trebui să fie aleasă întrebarea cea mai potrivită, pentru că cetățenii vor răspunde prin da sau nu, potrivit legii 3/2000 privind referendum. Însă, acest aviz al Parlamentului este un aviz consultativ. Adică președintele poate să țină cont de el sau nu, dar un aviz obligatoriu, așa cum spune Constituția la articolul 90, că președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime punctul de vedere în legătură cu probleme de interes național, să-și exprime opinia. Însă, deja după discursul de astăzi al președintelui, au apărut fel de fel de voci ale specialiștilor în drept constituțional, cum că și în situația în care s-ar organiza un astfel de referendum pe justiție și votul ar fi pozitiv, atunci ar trebui să se organizeze revizuirea Constituției României, care, așa cum am spus eu puțin mai devreme, articolul 150 din Constituție spune foarte clar, președintele României, la propunerea guvernului, este unul din subiectele care pot iniția revizuirea Constituției, bineînțeles, alături de majoritatea deputaților și senatorilor sau 500.000 de cetățeni cu drept de vot, care trebuie să provină din cel puțin jumătate din județele țării, care fiecare din aceste județe sau municipiul București să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnători în sprijinul acestei inițiative, care ulterior trebuie, bineînțeles, transpusă prin voința Parlamentului. Însă, președintele României poate transmite Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii. Președintele României poate lua parte la ședințele de guvern în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării,
privind asigurarea ordinii publice și la cererea primului ministru în alte situații, el prezidând ședințele de guvern la care participă. Și în fine, ce trebuie să mai știm în legătură cu acest referendum? Că este, nu zic eu, că nu e binevenit o astfel de modalitate de a cere, știu eu, gradul de măsură al problemei justiției cetățenilor, dar, din punct de vedere al momentului, poate fi o acțiune destul de delicată. De asemenea, președintele României și astăzi nu s-a ferit de ocazia de a ataca guvernul, în special în privința ordonanțelor de urgență. Practic, el a avertizat, acesta este cuvântul folosit de președinte, avertizez guvernul să înceteze cu ordonanțele de urgență pe domeniile justiției, dar, din punct de vedere constituțional, foarte important, este un articol 115, la alineatul 4, ne spune că guvernul poate adopta ordonanțe de urgență în situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența cuprinsului acestor. Și în fine, ordonanțele de urgență intră în vigoare după depunerea lor în procedură de urgență la Parlament și numai după publicarea Monitorului Oficial al României. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, se convoacă în termen de 5 zile de la data adoptării ordonanței. Dacă în termen de 30 de zile Camera competentă sesizată nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta se consideră adoptată și urmează procedura obișnuită prin sens, în ideea că este trimisă celelalte camere. Bineînțeles, la codul termenul este de 60 de zile, dar ordonanțele de natură a legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul 1, adică cu votul majorității din numărul total al deputaților și senatorilor. Și în fine, mai trebuie reținut că ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, adică cele de revizuire a Constituției, nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică, nu pot viza măsuri privind drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și nici măsuri privind drepturile electorale. Un subiect destul de important care incită iarăși la fel de fel de, știu eu, opinii ale specialiștilor în drept și nu numai, ale specialiștilor politici, pot să spun, în materia regulamentelor parlamentare și a statutului deputaților și senatorilor, dar vom vedea ce va urma, pentru că, așa cum a spus și președintele astăzi, va adresa Parlamentului această solicitare de va consulta, practic ăsta este cuvântul potrivit, așa cum spune Constituția, va consulta Parlamentul în legătură cu întrebarea și acest referendum care va avea loc odată cu alegerile europarlamentare privind justiția. Dar revenind la acest subiect, îl întreb pe invitatul meu din această seară, din simțul meu invitat, domnul Radu Cristescu, ce părere are de modalitatea aceasta prin care, eu știu, președintele, e clar, este în campanie electorală. Dumneavoastră ați fost extrem de apropiat de președintele Traian Băsescu, care, într-adevăr, în cei 10 ani de mandat, a efectuat o altfel de politică, însă în limitele constituționale, neîncălcând Constituția sub nicio formă, acționând, practic, la limita Constituției. Să nu uităm că au fost două modalități de suspendare din funcția acestuia, care nu au putut fi finalizate datorită votului cetățenilor, dar atunci când ai majoritatea parlamentară, poți să găsești fel de fel de motive ca să propui suspendarea din funcția președintelui, ca și cum ar fi încălcat Constituția, deși Curtea Constituțională a spus clar, în aviz, care avizul era consultativ, că președintele nu a încălcat Constituția. Iată că despre alegeri europarlamentare am vorbit în mare parte. Am înțeles că Partidul României Unite și-a desemnat candidații pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Nu v-ați desemnat încă un candidat pentru funcția de președinte al României, dar totuși e un subiect, zic eu, destul de important, mai ales în lumina a ceea ce a spus azi președintele României. De aceea, întrebarea mea este, care este
punctul de vedere al dumneavoastră, al Partidului Românii Unite, în legătură cu ceea ce se va întâmpla în ăsta an electoral. Eu știu, va schimba ceva în prisma politicii României? Gândiți că totuși ordonanțele de urgență sunt constituționale, dar nu trebuie să abuzezi. Situația extraordinară trebuie și ea motivată. Da. Și din nou ce să spui că situația extraordinară, de ce? Pentru că e simplu să adopți o ordonanță de urgență și dacă ai Parlamentul alături de tine, e ușor să intre în vigoare. Vă rog. Domnul aproape președinte Iohannis a mai luat odată avizul Parlamentului pentru referendum, da? Nu vreau să folosesc cuvinte urâte, dar mi se pare și nici să fie mare, adică nu mare specialist. Da. Domnul, nici nu are măcar o întrebare. Absolut. Habar nu are ce vrea să întrebe. Nu, da, el are și consilieri. Orice președinte are și consilieri. Să nu uităm acum, nu că îi aduc eu neapărat la UDE. Domnule, dar ești un Ștefan politic. Ștefan Diaconu mi-a fost coleg și știu. A fost consilier prezidențial pe nume constituțional. Ești președinte României, domnule, dar n-ai, chiar nu poți să formulezi o întrebare care te macină pe tine. Pe el e o temă falsă, o teză falsă. Păi țineți minte cum a sărit PNL-ul în sus referendumul pentru cei 300 de parlamentari atunci cu... Da, când a organizat președintele... Uitați-vă pe presa vremii să vedeți cum au sărit în sus. Acum e bine! Acum, dacă vrea Iohannis, nu-mi întrebări de justiție. Domnul președinte Iohannis, aveți idee cât costă un referendum? Domnule, aveți idee? Hai să ne... Domnule, ieșiți dumneavoastră și spuneți, domnule, uite, renunț la referendum pentru că n-am o idee, n-am nimic în cap. N-am nicio idee. Păi nu, de-aia vrea să fac o dată cu alegerile europarlamentare să nu ne coste bani. Păi, asta e ideea. Da, acum nu contează părerea Comisiei de la Veneția? Pentru el, contează. Dacă era vorba de... Dar știți că ne-au costat pe noi mulți bani? Acele voturi pentru schimbarea Constituției, organizarea acelui referendum 6-7 octombrie 2018 pentru modificările privind articolul 48 din Constituție privitor la familie. Și nu s-a realizat nimic. N-a venit lumea la vot. S-au creat fel de confuzii că este o acțiune a PSD-ului sau... Deci, nu, domnule, a fost o inițiativă cetățenească. Din păcate pentru domnul președinte Iohannis, pentru că văd că opoziția în principiu merge pe această luptă anticorupție, care este corectă. Da. Lupta anticorupție trebuie să există. Sigur. Corupția trebuie... E un flagel. Dar nu se gândește, domnul președinte Iohannis, că tocmai pupila dânsului, doamna Chioveși, a aruncat ideea de anticorupție la gunoi. Prin ceea ce s-a întâmplat, prin oameni achitați, prin oameni prigoniți, prin familii distruse. Domnule, nimeni nu spune să nu... Bine, și aici să nu lupte împotriva corupției. Nu i-a făcut dosarele. Au fost oameni din subordine, nu poți să stabilești. Stați un pic. Domnule, prinde-l pe hoț. Dar prinde-l cu portofel, da, dar l-a furat. Am înțeles. Probele. Da, probele. Deci noi am făcut din denunțuri nou cod penal. Ați văzut în ce situație s-au obținut denunțurile? Îți amenință familia. Dom'le, bineînțeles, era un articol din legea 28. S-a furat în România. Oamenii trebuie să răspundă. Trebuie să meargă la pușcărie. Sigur. Dar tocmai doamna Chioveși a aruncat această idee de anticorupție la gunoi. Și acum sărim în sus ce vrem, până la urmă. Asta e problema care are România. Justiție, no. Referendum pentru justiție. Băi, tu ești capabil să pui o întrebare, mă, prietene. Nu ești capabil să generezi o întrebare. Nu ești capabil să generezi o emoție. Nu el o generează. Domnul Sultan, o emoție. Generează o emoție. Generează o emoție, că ești președinte României. Nu ești, domnule, niciun dulap. Problema, știți care e? Ce faci după ce se votează și dacă se votează nu faci pozitiv nimic. Întrebarea? Nu faci aici, nimic. La ce ajută? Domnule, asta e. Și asta e, cu că n-a ajutat la nimic. A chemat societatea civilă. O parte din societatea civilă, de care o parte ți era jenă că au ajuns la controcer. Mă așteptam astăzi că o să chime partidele la negocieri pe chestia asta, da. Domnule, eu în locul partidelor nu m-aș duce, aș boicota acest aproape președinte care, pe cuvântul meu, nu mai reprezintă România, nu mai reprezintă interesul României. Spuneați de ce se va întâmpla pe viitor, da? Da. Depinde foarte mult de summitul de la Sibiu. Din mai. Da. E, acolo se dă ora exactă. Acolo se dă roa exactă, pentru că să nu uităm, domnul Donald Tusk părăsește fotoliu. Dacă mă întrebați pe mine personal, Iohannis nu va mai candida la președinția României. El știe asta de când a venit președinte, pentru că a venit cu o foaie de parcurs. El ce a venit cu o foaie de parcurs, părerea mea că de asta este și această dezonorare a funcției de președinte al României. Părerea că... Are contracandidat în momentul de față? Iohannis? Da. Eu zic că nu.
opinia mea. Dom'le, știi ce se întâmplă? E foarte periculos. Exact ce spuneați dumneavoastră, în partea a doua. Nu avem oameni, nu avem lideri, nu avem un om politic sau o formațiune politică care să ofere încredere cetățenilor. Așa este, dar eu cred că candidatul Dreptei încă nu a apărut. Am înțeles. Eu cred că nu a apărut încă. Să fie o femeie? Dacă vă gândiți la, dacă vă gândiți la Codruța Chioveși... Nu, 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 niciun caz. Nu, exclud posibilitatea asta din stat. Nici nu m-am gândit. Mă gândeam totuși la Gabriela Firea, la Ecaterina Andronescu. Exclus. Vorbiți deci pe stânga? Nu. Zic, din partea lor. Dacă mă întrebați pe stânga, cred că o să fie Viorica Dăncilă. Da, bine, asta e o glumă. Nu, cred eu. Uite, vreți să vă spun ceva? Uite... Se aruncă în spațiu public fel de fel de nume, tocmai ca să creeze în momentul ăsta, situația. În momentul ăsta, cu toate că am o părere foarte proastă despre PSD și despre guvernul Dăncilă. Bine, o prefer, o prefer pe doamna Dăncilă prim-ministru. Da. Este o femeie onestă. Da, da. Aici, da. Decât să-l văd pe Orban prim-ministru cu gașca ceea ce PMP-ul n-a fost de acord când vrea să faceți acea alianță și atunci... Cu ce anume? Cu Alianța Dreptei. Așa se stabilise, se discutase, nu pot să spun. Se discutase, dar și ce a fost acolo, a făcut Roman Balerinu și a zis, domne, facem chestia asta fără Băsescu. Băsescu a înțeles mesajul și s-a retras. Păi ce putea să mai fie Băsescu? Președinte, nu? Prim-ministru, atât mai lipsea din catalogul funcțiilor pe care le-a deținut în stat. E, o să fie europarlamentar, probabil asta, acum, da. Senatorie, deci europarlamentar. Acum vă întreb pe dumneavoastră că știți, el ca europarlamentar, ce poate să facă pentru România? În afară de faptul că e o voce și o experiență politică extraordinară. Deci, în momentul de față, ca om politic e numărul unu. Discurs, experiență, competență. Ce poate să facă acolo pentru România? În calitate de europarlamentar. Avantajul mare al domnului președinte Băsescu este că îi cunoaște pe toți liderii europeni. Și nu care avea o emoție în a discuta și nici nu este omul care să plece nici capul. Cred că ar putea aduce beneficii României. Dar totuși, vedeți, va merge europarlamentar din partea unui partid mic, care e aproape de... Dacă va merge, atenție! Dacă va merge. Nimeni nu contestă competența domnului președinte Băsescu. Este un om politic. L-a ajutat și viața a fost atâtea... Nu știu dacă mă duc acum 20 de ani și stau numai în funcții, probabil că și eu să prind experiență politică. Dar este un om politic complet. Nu știu ce va putea face România, dar probabil că pentru România, dar probabil că altfel va negocia cu... Da. E o problemă totuși. Înainte de congresul PMP de anul trecut, nu mai știu în ce lună a fost în iulie, vară. Iulie, da. Președintele Băsescu a spus că se retrage din fruntea Partidului Mișcarea Populară. Da. Peste 2 ani de zile iese din viața politică când îi expiră mandatul de senator și atât. Nici de cum nu se gândea cineva că nu mai vedem încă 5 ani în viața politică din 2019 până în 2024. Eu mă gândeam, ca să știți. Da? Mă gândeam, știam, bănuiam, mai bine zis. Deși lipsa lui în viața politică românească nu e un aspect pozitiv. Domnul președinte Băsescu este imprevizibil. Cred că îi plac provocările. Numai că vedeți și când a terminat mandatul de președinte a zis foarte clar că orice funcție, după ce ai fost președinte României, orice funcție este dezonorantă pentru tine după ce ai fost președinte României. Nu știu ce gândește exact în momentul ăsta președintele Băsescu, dar fără îndoială, ca europarlamentar și ca europarlamentar ar fi un europarlamentar foarte bun. Mai mult ce să vă spun. Revenim la Partidul României Unite. Da. În perspectiva politică internă. Și o să vă întreb, bineînțeles, și pe plan extern, cum vede Partidul România Unită relațiile cu Uniunea Europeană. Într-adevăr, să nu ne plecăm capul, a spus, să avem, eu știu, o altă atitudine față de lideri europeni în susținerea intereselor României. Dar gândiți-vă că totuși ne raportăm și la situația economică a României, la situația, eu știu, de securitate națională comparativ cu ceea ce impune Uniunea Europeană prin unele state atât de puternice cum este Germania, cum este Spania, cum este Franța. Putem face noi mai mult din punctul ăsta de vedere? Aveți dumneavoastră Partidul României Unite în relațiile cu Uniunea Europeană o altă perspectivă în situația în care, eu știu, și încă o dată vă spun, eu vă doresc succes să intrați la guvernare la anul? Domnul Sultan,
Că, sigur, trebuia să vă gândiți și la asta. Când stabilezi niște pârghii de perspectivă este al partidului, trebuie să te gândești. Suntem în Uniunea Europeană. Linia asta e. Nu putem să mergem pe altă linie. Imposibil. Logic, asta este. Dar alta este să fii un stat suveran respectat. Respectat. Și luat în seamă și luat în calcul. Și asta este să fii un stat care să te duci ca la înalta poartă la Bruxelles, ceea ce facem acum. Că asta facem. Mă iertați. Cam că asta se întâmplă în momentul ăsta. Trebuie să aveți și oamenii potriviți. Bun, acum... Nu întâmplător, parlament... v-am întrebat de oameni. Da. Dacă mai găsiți 10, la fel ca dumneavoastră, da. Îi aveți? Avem. Uite, pe locul 2, de exemplu, la europarlamentare, este un pilot. Andrei Piticaș. Un băiat extraordinar. Bun. Patriot. Bun, dar specialist în domeniul respectiv? Nu e de să fii bun patriot dacă nu te pricepi la domeniul respectiv, pentru că dumneavoastră vreți să, practic, prin acest partid, să schimbați din temelii, eu știu, viața, clasa politică românească și perspectivele de, eu știu, să mă exprim concret așa, de interpretarea acțiunilor României pe plan extern, în special în relațiile cu Uniunea Europeană, dar și cu parteneriatul strategic, probabil cu Statele Unite, aveți în vedere și cu Israelul și alte state, cu lumea arabă. Bănuiesc că e o gândire și aici. Nu putem să mergem numai pe Uniunea Europeană și partea cealaltă, eu știu, să o lăsăm mai moale. Pentru că avem nevoie. Relațiile cu China, iarăși, foarte important. Nu mergem numai pe tradiție aici. Că dacă mergem pe tradiție, nu facem nimic. Așa este, dar... Adică trebuie să aveți și specialiști pe politică externă, pe securitate națională. Bun, a spus că l-aveți pe domnul Dobițoiu. Mai e timp să mai, mai găsiți și alți oameni. Trebuie să fim suverani în Europa. Da. Trebuie să fim suverani în Europa. Suveranitatea e o problemă delicată odată ce ești membru al Uniunii Europene. Pentru că suveranitatea, practic, în momentul în care ești membru UE, din suveranitate a început... Nu e o suveranitate totală, e puțin, pot să-i spun, limitată în cazul ăsta. Dar impune totuși respect. Fii un partener egal. De acord. La Ungaria, că tot vorbim de ea. Victor, Polonia. Dar știți ce este culmea? Noi, ca popor, suntem exact ca polonezii, da? Suntem oameni hotărâți, oameni care nu plecăm capul. Problema este politicienii care ne conduc pleacă capul. Păi nu poți să stea, mă iertați, Orban drept. Nu poate, n-are cum să stea. N-are nimeni, personalitate. Dar nimeni, nu știți că nici Ponta când s-a dus la Europeană i-a dat hârtia și a spus asta trebuie să le rezolvi. Nu poate să stea Cioloș. Nu poate să stea Cioloș. Ei, uite, faceți un exercițiu de imaginație și gândiți-vă că mă duc la Bruxelles. Uite, mă duc. Bun, ce faceți? Ce fac? Da. Vă duce, stați drept și nu vă dau nimic. Ce facem atunci? Nu o să vă dea nimic. Bine, mergând ca un... Ne luăm la tântă cu ei, ce facem? Bine, glumesc. Dar, e o perspectivă. Să faceți alt exercițiu de imaginație. Închipuiți-vă Partidul România Unită la guvernare cu mine prim-ministru. Da? E, uite, vă garantez că nu mai calcă nimeni în picioare și nu-și mai bate nimeni în joc de țara noastră. De acord, dar depinde și de ceilalți. Nici politică externă nu avem. Și de ceilalți membri ai cabinet. Da, nu avem. Asta e foarte, adevărat. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Asta n-a zis nimeni că ar exista. Și multe altele. Dar uite, Partidul România Unită are un decalog. Vă rog. Are 10 puncte. După ce sunt 10 puncte, nu citesc Tudorel Toader, citesc foarte puțin. Uitați. Suverani în Europa, da? Da. Fără dublu standard în Uniunea Europeană, aceeași produse pentru toți europenii. Sunt de acord că nu e ceva de... Sunt de acord, dar nu putem noi să le impunem. Poftim? Nu putem să le impunem, că până la urmă deciziile se iau în Parlamentul European. Asta e... Păi, domnule, nu te fă scandal, ați auzit pe cineva să facă scandal sau chiar să facă ceva? Nu. Sau chiar să amenințe? Nu, pentru că n-am știut. Știți ce? Ne-a fost teamă că atâta timp cât ridicăm practic pretenții, ni se aplică anumite sancțiuni. Știți foarte bine ce s-a întâmplat cu Polonia, Ungaria. Bine, au fost avertizați că, domne, timp de așa și așa, când au fost vorba și cu... apropo, să vă mai întreb un lucru, dacă avem timp, un singur minut. Da. Pentru că avem 4-5 milioane de români din diaspora. Ce veți face ca să-i aduceți înapoi? Pentru românii diaspora? Da. Pentru că aveți relație foarte bună cu ei, dumneavoastră personal. Sunteți foarte, foarte cunoscut în diaspora. Bun, a făcut statul român ceva pentru ei? Nu. Ce veți face dumneavoastră? Nu a făcut. Chiar statul român nu a făcut absolut nimic. Și avem minister pentru românii de pretutindeni. În afară de niște activități, nu s-a întâmplat nimic concret. Ce veți face dumneavoastră? Ați auzit că doamna, nici nu știți cine e ministru acolo, doamna Intotero. Da, știu, Natalia Intotero, știu.
Ce pute... Bine, au cheltuit, ia, au cheltuit aici banii. Secretar de stat. Au cheltuit banii aiurea pe niște chestii care nu ajută cu nimic a diaspora, în loc să vii cu soluții concrete. Și am avut anul centenarului anul trecut. Foarte important. Am avut? Da. Serios? Ați văzut ceva? Vag. S-au măgățit toți primarii, doamne, cu concertele. Da, așa este. Haideți. Mai avem decât un minut și jumătate. Da. Să vină... Și vreau să vă adresați telespectatorilor care ne urmăresc. De ce nu e campanie electorală, nu e niciun fel de problemă? De ce ar trebui să voteze România Unită? Ce le oferiți dumneavoastră față de ce au avut până acum din punct de vedere al promisiunilor politicienilor? În primul rând, v-am spus, avem acest decalog pe care o să-l citesc foarte scurt, ca să-și dea seama oamenii cam ce urmărește Partidul România Unită. În al doilea rând, oamenii noi în politică, da? Chiar dacă ați văzut, ei nu prea sunt votați, oamenii noi. Dar oameni care chiar vor să facă ceva. Și să nu uite un singur lucru. Noi suntem români cu toții. Avem un partid naționalist, unul. Partidul România Unită. Bine, hai să dăm o șansă acestui partid să vedem ce poate să facă pentru noi, pentru români. Mă cheamă Radu, e Bogdan, e Andrei. Nu suntem aduși de nicăieri, nu ascultăm ordinele nimănui, ne pasă de voi. Avem un decalog care sună în felul următor. Suveran în Europa, fără dublu standard în Uniunea Europeană, aceeași produse pentru toți europenii. Să creștem capitalul românesc și să apărăm resursele României. Nu vreau să detaliez la fiecare, că mai avem timp. Da. Subvenții egale în agricultură, exact ce vă spuneam. Dom'le, dacă dai pe un hectar acolo atâta euro, dă și la români, pentru că suntem în Uniunea Europeană, da? Da, o discuție amplă, da. Respect pentru politice naționale. Nu vreau nici aici să intru în amănunte, poate cu altă emisiune. Au plecat muncitori, au plecat constructori, au plecat medici. Nimeni nu s-a gândit că noi, de exemplu, salvând sistemul medical franțuzesc, ducem sistemul medical românesc mai jos. Unirea Basarabiei cu România. Pentru identitatea noastră națională. Putem supraviețui ca popor numai dacă ne menținem și ne respectăm valorile noastre tradiționale. Naționalism înseamnă iubire de neam, de țară și de limba română, care încet încet dispar. România, un lider politic regional, mai ales că în Balcani au fost întotdeauna un butoi de pulbere al Europei. Și 10, un Parlament European cinstit și demn. Nimeni nu poate impune nimănui nimic. Formatul prin care Uniunea Europeană se iau decizii, prin vot majoritar, trebuie înlocuit cu cel din NATO, în care fiecare națiune are drept de veto. Adică nu vine aia și spun, domnule, facem asta și noi stăm degeaba, ridici mâna, că nu te bagă nimeni în seama. Știți că NATO nu se poate lua nicio decizie, numai prin consens. Da, deci dacă o țară se opune, nu se ia această decizie. Din păcate, spațiul adevărat emisiunii s-a terminat. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune, domnul Radu Visescu, prim vicepreședinte al Partidului România Unită și succes la alegerilor parlamentare. Mulțumesc telespectatorilor care ne-au urmărit. Bună seara, ne vedem lunea viitoare la aceeași oră. Am descoperit acest dispozitiv. Am descoperit torsărul. Apelați la el cu încredere, pentru că glicemia mea s-a normalizat. Sunt convinsă că durerile articulare mi-au trecut datorită acestui dispozitiv. Și mai are o calitate importantă. Îți dă energie și forță atunci când crezi că ești epuizat. Am fost propus pentru operație. În ultimă instanță nu m-a operat pentru că la funden, pentru că era pericol, mi-a spus că s-ar putea să nu mai mă scol după masa de operație și a rămas cu tratament. După aceea am făcut două preinfarcturi, unul în 2012, unul în 2013. Dar acum, de când am acest aparat, vă spun sincer că se simte. Se simte mult mai bine. Și tonusul este și puterea, eu nu puteam să merg de aici până la poartă fără să obosesc. Păi eu folosesc torserul din 15 septembrie 2013. M-am luat pentru sora mea, pentru cumnatul meu, pentru am luat 7 torsere până acum. Este medicina viitorului. Torserul îl folosesc pentru somn, pentru tensiune, pentru amețeală. Durerea asta de genunchi care nu mai mă doare absolut deloc, parcă aveam o arsură. Nu mai am absolut deloc, dorm mai liniștită. Spre exemplu, pentru problemele de spate, eu de când am luat acest torsel, îl port în permanență, 24 de ori din 24. La început l-am purtat corespunzător indicațiilor din cartea tehnică, o oră,
20 de minute. Deci am început progresiv, conform indicațiilor date. Și în prezent acum, pentru că deja l-am de undeva la un an de zile, îl port în permanență asupra mea și îl port cu un brâu legat în zona spatelui. De multe ori mă trezesc chiar de dimineață, așa, cu o stare de apatie, cu lipsă de chef, vorba aia de să intru în treburile de gospodărie, nu mai există așa ceva de când folosesc torseul. Vă spun cu toată răspunderea și sinceritatea. Recurs l-am pus chiar pe durere. Și ținându-l așa vreo săptămână, am simțit că mi-a încet durerea.